Culțescu și-a dat demisia de la Dinamo și a venit salvatorul Uhrin. Oferta lui Becali pentru Poenaru, antrenorul minune de la Clinceni. Și antrenament spartan pentru pisica înrolată în armată la chinezi. Bună seara, bun găsit la sport! Dinamo are un nou antrenor, cehul Uhrin, ia locul lui Mulțescu, care și-a dat demisia după înfrângerea din cupă cu Astra. Dinamo a pierdut cu Astra în cupă și Mulțescu și-a dat demisia după a cincea înfrângere în 5 meciuri. Ce vine am eu dacă jucătorii atât pot, săracii? Spune Mulțescu. Ultima stație? Da, este ultima stație. Victoria va fi întors în drum, cum se spune? Da. Vreau să spun concluzia concluziilor pentru antrenor. Antrenorii țin rezultatele. Care rămâne cel mai mare regret? Că nu apuc să ridic și eu, să pun și eu mâna pe o toartă de la cupă. Dinamoviștii au luat legătura cu Uhrin înainte ca Mulțescu să-și anunțe demisia la Giurgiu. Uhrin revine după un an la Dinamo, iar primul meci va fi la Giurgiu, unde s-a oprit Mulțescu. Astra și Dinamo se întâlnesc acum în campionat. O mutare bună? Să sperăm că va fi cea mai bună mutare. Obiectivul este să rămânem în prima ligă, e clar. Ăsta este obiectivul numărul 1. Nu există alt obiectiv în momentul de față. La Dinamo, nu, problema nu este a antrenorilor. Acolo sunt frământările de zi cu zi de supraviețuire. Asta e marea problemă. Tănase vrea să plece de la FCSB pentru că nu mai suportă arbitrajele din România. Becali nu-i dă drumul până nu câștigă titlul. Tănase duce greul la FCSB după transferul lui Man la Parma. Tănase este primul care vrea să plece la finalul sezonului. Nici jucătorii nu mai vor, mă, vor să plece în sănătate când văd atâta mizerie a dracilor. E pentru că dracii se bagă drace la arbitri la noi. Lovită de accidentări, FCSB nu i-are pe Coman, Olaru și Miron la Supercupa cu CFR. Îmi doresc foarte mult să câștig din nou un trofeu cu Steaua. Toate finalele sunt dificile, dar sperăm ca la sfârșitul meciului să ridicăm cupa. Victorie cu CFR în Supercupă sau în lupta pentru titlu? Petre a fost pus să aleagă. E greu să facem comparații, sunt obiective diferite. Principalul nostru obiectiv rămâne campionatul, asta este clar. E prima dată când FCSB și CFR se întâlnesc în Supercupă. Anul trecut, la Ploiești, FCSB a câștigat cupa în fața lui Șepși. Ar fi ceva frumos pentru noi, pentru mine, să reușim încă o victorie acolo și să ne întoarcem acasă cu încă un trofeu. Iordănescu vrea să închidă gura lui Becali și să ia Supercupa. FCSB și CFR joacă la Ploiești cu trofeul pe masă. Iordănescu se bate cu echipa lui Becali pentru Supercupă, a doua pe care o poate câștiga ca antrenor. Vrea să fie arbitrat corect, nu cum s-a întâmplat la Craiova, unde Burca a fost lovit de colici și Hațegan n-a dat roșu. L-am văzut pe Andrei Burca cum arăta după meci. Explicațiile puerile care le-am mai auzit pe la televizor de la diverse persoane, probabil că trec la cei care au făcut, nu știu, liceul la Seral, nu la mine. O să iasă cu o analiză clară tot ce a însemnat greșel pro și contra și atunci probabil că anumite personaje o să tacă de-n gură. Supercupa se poate decide la 11 metri, crede Iordănescu. Clujenii s-au pregătit pentru așa ceva. În campionat, FCSB a învins-o cu 3-0 pe CFR. Adversarul nostru este favorit pentru că este pe primul loc și dacă mi-aduc aminte și de jocul de la București, probabil că adversarul devine cu atât mai favorit. Nu este nimic mai frumos la viață de un fotbalist să ajungi la un meci pentru o cupă pe masă. Poenaru, antrenorul minune de la Clinceni, recunoaște că a primit ofertă de la FCSB. Vrea să o bată pe FCSB și în play-off. Idol la Clinceni, Poenaru recunoaște că a fost dorit de Becali la FCSB. Au fost oferte din țară, au fost oferte și o ofertă și din străinătate, din Arabia Saudită, pe care le-am refuzat. Cu Rusescu și Gardoș, Poenaru a ajuns să se bată la titlu cu Clinceni. E incredibil de minunat ceea ce se întâmplă și ceea ce reușim la Clinceni. Clinceni începe play-off-ul pe terenul campioanei CFR. Nu vrem să fim, cum să zic, parteneri de întrecere pentru celelalte. Dacă nu ai motivație și nu spui obiective, practic trecem carața prin apă. Oltenii și clujenii se tem că Botoșani și Clinceni vor juca pentru FCSB în play-off. Le-am luat 4 puncte în acest campionat, nu știu ce prieteni. Nu ne mai facem bine, sincer, că suntem noi români în general, așa, suntem bolnavi de scenarii. Titlul la Clinceni ar fi o surpriză la fel de mare ca Urziceni campioană. Dar să nu fie și ce s-a întâmplat după, știi? Doamne ferește! Astra este cu un pas în finala cupei, unde o așteaptă pe Craiova. Dinamo nu renunță la trofeul care o poate duce în Europa, chiar dacă va retrograda.
Bosniacul Cârpiș a decis meciul de la Giurgiu încă din minutul 4. Dinamoviștii au cerut două penaltiuri, însă puteau primi și al doilea gol pe final, la ocazia croatului Dario. Mie, sincer, îmi pare rău pentru Gigi Mulțescu. Îmi pare rău dacă meciul din această seară i-a provocat această, mă rog, stare să ducă la demisia dumneavoastră. Returul va fi peste o lună. Până atunci, Dinamo poate retrograda. Sperăm și așteptăm returul și ne dorim foarte mult să ne calificăm în finală. Pentru noi ar fi un obiectiv extrem de important. N-ar fi o tragedie dacă retrogradează Dinamo, spune Nagoie. E o tragedie pentru fotbal românesc, va fi, din siguranță, dar nu cred că va retrograda. Dinamo, ați văzut bine, are puterea mereu să ridice. Drăgușin a rămas la Juventus ca să câștige Champions League. Chifu este ultimul român care a reușit asta în 2010 cu Inter. Drăgușin și-a prelungit contractul cu Juventus până în 2025 și va ajunge să câștige 1 milion de euro pe an. Ronaldo, Morata și Dybala au avut și ei un cuvânt de spus. Ei încearcă mereu să-mi spun să rămân umil, modest, să muncesc mereu și să nu mă grăbesc, nu se dau la o parte băieții, bagă piciorul, cum s-ar spune, dar doar așa poți să devii cel mai bun. Este un singur drum și acela este să muncești și să fii corect cu fotbalul, pentru că dacă ești corect și muncești mereu, fotbalul te va răsplăti mereu. Doar antrenamente și meciuri. Juventus nu-i de voi lui Drăgușin să iasă în oraș. Iubit ai? Da, da, am. Ai? Da. Româncă? Da. Ioana e iubita lui Drăgușin și s-a mutat cu el la Torino. Drăgușin speră ca Ronaldo să rămână la Juventus. Care e mai tare, Ronaldo sau Messi? Cred că nu este foarte mult de discutat aici, Ronaldo. Halep numără zilele rămase până la Tokyo. 100 de zile mai sunt până la Jocurile Olimpice, unde Halep vrea să ia medalie. 100 de zile și un singur vis, de a fi cel mai bun la Jocurile Olimpice. Eu cred că acest vis poate deveni realitate. Halep nu va ajunge la Cluj, unde se lucrează de zor pentru ca totul să fie perfect la duelul cu Italia. Și eu mi-aș fi dorit să fiu să joc, pentru că este mult mai plăcut și mult mai frumos să joci, dar sper să joace bine fetele și să câștige meciul. Cred că noi avem prima șansă și chiar dacă Simona nu joacă. Niculescu s-a antrenat prima dată în calitate de antrenor jucător al României și va avea un suporter special. Antrenorului Ucluj, Enache, s-a apucat de tenis după ce a fost dat afară de la Ceahlăul și acum participă la turnee de amatori. Sunt stângaci, mă mișc destul de bine, stau slab cu reverul, dar cu fața sunt letal. Enache le poate urmări pe Niculescu, Bara și Ruse la antrenamente. Trebuie să mai trageți cu ochiul la fete, dacă mergeți la birou. Nu, la tenis am să trag cu ochiul, că la fete nu. Mă gândesc că o să vadă și soția interviul și iar am să mănânc conserve. Ar fi o tâmpenie să-l dăm afară pe Rădoi, spune Dragomir, chiar dacă e convins că România va rata calificarea la Mondial. Rădoi s-a gândit la demisie după înfrângerea din Armenia, dar va continua pe Banca Naționalei. Eu sunt cel care spun, dom'le, critică-l pe Rădoi. Dom'le, da, nu-i da cu barda să-i tai mâinile, o să poate, lasă-l să-și facă, să-și termine contractul. Asta este o tâmpenie care te schimbă antrenorul, să dau un nou suflu. Cu o victorie în primele 3 meciuri, România e pe locul 4 în grupa pentru Mondial. Viitoarea calificare la europene, sigur ne vom duce, sigur! Mioveni a reușit prima victorie în play-off-ul pentru promovare. Și ce victorie! A câștigat cu 5-1 la Călăraș și s-a apropiat la un punct de Rapid. Mascatul Burne a dat primele două goluri pentru Mioveni, care a condus cu 3-0 la pauză după o gafă mare în apărarea Călărașului. Și Blănaru a reușit o dublă la Călăraș, unde fotbaliștii au remarcat-o pe femeia arbitru de rezervă. Mioveni este la un punct de Rapid, care joacă derbiul etapei cu Timișoara. În eventualitatea în care nu vom câștiga, lucrurile sunt cam clare referitor la primele două poziții. Cum arată un oraș cu Dinamo? Spectaculos. Andrei Pavel a ajuns la Dinamo după ce a jucat tenis la Steaua. Pavel îl antrenează pe puștiul campion la Melbourne. David e dinamovistul care a câștigat titlul la juniori la Australian Open. Pavel îl antrenează de 3 luni. Puștiul l-a avut idol pe Nadal, dar acum e topit după Monfils. Ce ar însemna pentru tine să te antrenezi cu Monfils?
Da, ar fi tare. Na, am avut ocazia să-l întâlnesc, dar n-am jucat niciodată cu el, dar ar fi tare, da. David nu e singurul puști talentat de la Dinamo cu care lucrează Pavel. Obiectivul meu la Dinamo e să aduc unul dintre, sau chiar pe toți trei, care îi antrenez și am grijă de ei acum, să-i aduc în prima sută de jucători din lume. E perfect, nu știu, și dur, este și prietenos ca întotdeauna, dar nu știu, e foarte bine tot ce se întâmplă cu el. Andrei Pavel a ajuns la Dinamo la 30 de ani după ce a fost la Steaua. La 16 ani mai țin minte că am fost înscris la clubul Steaua, de fapt, dar după aia eu am plecat în Germania și n-am mai avut nicio legătură. Rapidiștii și-au ales antrenorul pentru Liga 1 și nu e șumudică. Președintele Daniel Niculae i-a prelungit pentru încă un an și jumătate contractul actualului antrenor, Mihai Iosif. Cu Iosif, Rapid are 4 victorii consecutive și se bate la promovare. Patronul cu brutărie de la Șepșii i-a dus pe fotbaliști pe noul stadion. Acolo vrea să joace în Europa. Șepșii începe play-off-ul la Craiova. Vreau să vă mulțumesc pentru că un vis al meu a fost îndeplinit. Visul că am intrat în play-off. Nu vrem să ne oprim aici. Vedeți, am visat ceva, vedeți acum voi, și mi s-a îndeplinit. Am mai visat ceva. Am visat că jucăm în cupele europene. De ce să nu ne îndeplinim obiectivul ăsta? De ce să nu îndeplinim visul? Nu suntem mai slabi decât FCSB, decât CFR, decât Craiova. Numai cu puțin. Haideți împreună să învingem. Bravo, băi! Fata, ai greșit sportul. O ucraineancă de la fotbal a făcut un fault absurd și a plătit. Ucraineanca parcă i-a studiat pe frații Klitschko-nu pe Shevchenko. Ea n-a avut nicio treabă cu mingea, ci a vrut să o scoată din joc pe adversară. A reușit, dar a luat roșu. O altă ucraineancă a comis-o și ea. Irlanda de Nord a profitat și a câștigat cu 2-0. Fericită pentru calificarea la campionatul european, o nord-irlandeză a uitat că e accidentată și a sărbătorit cu cârjele în aer. Ea este șefă acasă, el în mașină. Soț și soție, ei nu renunță la curse nici în vacanță. Răzvan și Manuela sunt împreună de peste 20 de ani și fac echipă la raliu. Femeia e copilot și a împrumutat pasiunea de la soțul ei. El este cel care dictează tonul în mașina de curse, iar eu sunt acolo pentru suport. Iar acasă e un pic invers. Eu dictez tonul în casă și el este pentru suport. Eu aș zice că e fix invers, adică mașina ascult mult mai atent indicațiile ei. Cuplul de la raliuri recunoaște că nu merge totul perfect în timpul curselor. Au fost cazuri în care a pierdut dictarea și în momentul ăla chiar am răbuvnit și n-a fost bine, ne-am certat. Cei doi soți sunt pasionați și de motoare. În vacanță ei nu renunță la condus și se urcă pe motocicletă. Noi v-am bătut cam toată Europa cu motocicleta și sper să mai putem face în continuare lucrul ăsta. În general, 1200 de kilometri într-o zi nu e o problemă. Adică București-Viena, București-Atena. A început Ramadanul și este greu pentru fotbaliștii care țin post. În prima zi de Ramadan, un meci din Turcia a fost întrerupt pentru ca jucătorii să prindă puteri. După ce au răbdat toată ziua, ei au mâncat și au băut pe teren. Ramadanul ține o lună, iar musulmanii pot mânca între apusul și răsăritul soarelui. O pisică face armata în China. Un fost soldat o antrenează ca să ajungă la Hollywood. Fost soldat chinezul trecut în rezervă face armata cu pisica lui. Omul folosește aceleași metode de antrenament de care el a avut parte în armată. Pisica a prins repede mișcările și execută toate ordinele. Cel mai bun prieten al ei este un câine. Sunt animalele pe care chinezul le antrenează ca să ajungă vedete de cinema. Mort de beat, așa a fost filmat fostul antrenor al lui Celtic. Lennon a fost dat afară de Celtic în februarie după ce a pierdut titlul în fața lui Yannis Hagi și Gerrard. Și-a făcut apariția în public după 2 luni în stare de ebrietate. Lennon e gata să se ia la bătaie cu cel care îl trimite acasă să se culce. Pe Lennon l-a eliminat Petrescu cu CFR în preliminariile ligii. Doncic este Budescu din basket, slovenul din NBA i-a uimit pe americani cu ultima execuție. Doncic a cucerit pe american cu coșurile sale, iar acum le-a arătat că știe și fotbal. Slovenul a dat recital înainte de meci. Parcă l-a studiat pe Budescu. El a marcat din spatele panoului.
Am ajuns prostul lor, Becker îi cere ședință de urgență. Ce l-a enervat, vedeți acum pe www.sport.ro. Acestea au fost știrile la ProTV. Urmează vremea și apoi Imperiul Leilor. O seară frumoasă!